Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și la cererea dumneavoastră, în spiritul sărbătorii de natale, voi lucra renul. Va fi o lucrare care nu mi-aparține, un tutorial pe care l-am tradus din limba braziliană, spun de la început, ca să știți. Pentru aceasta voi folosi firul Bravo. După cum vedeți, am aici două nuanțe de maro și culoarea neagră. Firul Bravo este un filat poliacrilic de la Schakenmayr. Poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Eu astăzi voi folosi croșetul cu numărul 3. Apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor. Vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, vom avea nevoie de melană pentru a umple jucăria noastră, după care vom avea nevoie de o pereche de ochișori pe care îi vom adapta în funcție de mărimea proiectului pe care îl obținem. Voi începe cu această culoare bej mai deschis și astăzi voi lucra capul renului. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, acest tutorial nu mi-aparține, nu este creația mea. L-am tradus și eu, de aceea uneori mă voi opri și mă voi uita pe caiet. Vă rog ca și dumneavoastră să vă luați caietul și pixul alături. Deci am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum suntem obișnuite. Așa. Am reușit. Acum, ceea ce urmează să facem este ca în corespondența fiecărui picioruș să facem o înmulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului, pentru că apoi vom continua. Deci 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta această secvență de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. După ce am lucrat un picioruș scurt, urmat de o mulțire, de jur împrejur, am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare ochi îl vom lucra așa cum se găsește. Vom continua cu rândul numărul 5, unde vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul acestui rând, 2 piciorușe scurte, o mulțire, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. După ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire, de jur împrejur am obținut cele 24 de piciorușe scurte. Acum vom face 2 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestor 2 rânduri. După ce am lucrat cele 2 rânduri de câte 24 piciorușe scurte, vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face o mulțire.
Vom lucra astfel până la capătul rândului și vom obține un număr de 28 de piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și o nouă mulțire. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Acum vom face un rând de 28 de piciorușe scurte, însă ultimul ochi nu îl vom închide, pentru că vom face schimbul de culoare. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând, deci 28 de piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, nu am închis ultimul picioruș scurt, vom adăuga firul mai închis la culoare, bej mai închis. Dumneavoastră puteți folosi nuanțele pe care le aveți. Eu deocamdată doar asta am reușit să găsesc aici. Și vom continua lucrarea, vom pune semnul, pentru că abia acum vom începe adevăratul rând. Să nu ne încurcăm. Pe spate vom ține cele două capete de fire pentru a le da stabilitate și vom începe să lucrăm. 10 piciorușe scurte. Întotdeauna fiind atente să prindem și cele două fire din spate. Am două deja, cel de-al treilea și vom continua singure până când vom face cele 10 piciorușe scurte. Am lucrat cele 10 piciorușe scurte, am abandonat capetele de fire, acum voi continua cu o mulțire, un picioruș scurt, a doua mulțire, un picioruș scurt, a treia mulțire, un picioruș scurt, cea de-a patra înmulțire, un picioruș scurt, iar acum vom face cea de-a cincea înmulțire. Deci vor fi 5 înmulțiri separate de piciorușe scurte, după care vom continua cu cele 10 piciorușe scurte care ne-au rămas și astfel, la sfârșitul rândului, ne vom întâlni cu un număr de 33 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am încheiat acest rând, vom continua cu rândul numărul 11, vom face din nou 10 piciorușe scurte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar acum voi face o mulțire. Două piciorușe scurte, 1 și cel de-al doilea, cea de-a doua mulțire, două piciorușe scurte, cea de-a treia mulțire, două piciorușe scurte, cea de-a patra înmulțire, două piciorușe scurte,
cea de-a cincea înmulțire. Iar acum vom continua cu cele 10 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul acestui rând, iar la capătul rândului vom avea un număr de 38 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor, lucrând 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul vom face o mulțire. Vom continua cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, după care vom face o mulțire în următorul picioruș. Vom continua din nou 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul picioruș scurt vom face o mulțire. Vom continua cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom continua cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, iar acum vom face ultima înmulțire. Astfel, aici, la capătul rândului, am ajuns cu un număr de 43 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 43 de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Am lucrat și acest rând de 43 de piciorușe scurte. Voi continua cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom continua cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul picioruș vom face o nouă înmulțire. Piciorușe scurte, continuăm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 piciorușe scurte, în următorul picioruș scurt vom face din nou o înmulțire, acum vom continua cu 6 piciorușe scurte, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul picioruș vom face o înmulțire. Vom continua cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, în următorul vom face o mulțire. Plus un picioruș scurt. Astfel am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua rândul numărul 15 și vom începe cu 18 piciorușe scurte. Vă rog să lucrați așa cum lucrez eu, pentru că veți vedea cu croșetul, practic vom sculpta căpușorul renului. Deci vom face 18 piciorușe scurte. Am lucrat două. Continuăm singure. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte. În următorul picioruș scurt voi face o mulțire. Voi continua cu un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În următorul picioruș voi face o mulțire. Iar restul piciorușelor scurte vor fi 20 la număr, le lucrăm așa cum se găsesc. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 50 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am lucrat și cele 20 de piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Următorul rând, rândul numărul 16, vom lucra din nou 18 piciorușe scurte pentru început. Deci ne vom întâlni când vom termina aceste 18 piciorușe scurte. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte. În continuare voi face o scădere. Voi lucra 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, vom face o nouă scădere. Și vom continua cu cele 20 de piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul acestui rând, iar la capătul rândului vom avea un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom trece la rândul numărul 17, unde vom lucra cele 48 de piciorușe scurte așa cum se găsesc.
Deci fiecare picioruș îl vom lua în parte și vom lucra. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând, așa cum vă spuneam, cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua cu rândul numărul 18. Vom lucra 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul picioruș scurt vom face o mulțire. Vom continua cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. După acestea, vom face 4 înmulțiri consecutive. O mulțire. Cea de-a doua. Cea de-a treia înmulțire. Cea de-a patra înmulțire. Vom continua cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom face din nou 4 înmulțiri consecutive. 1, 2, 3, cea de-a patra înmulțire. Continuăm cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul picioruș voi face o mulțire. Voi continua cu restul piciorușelor scurte care ne-au rămas până la capătul rândului. 7 plus 2, 9 ar trebui să avem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În felul acesta. Deci am obținut un număr de 59 de piciorușe scurte. Iar rândul 19 va consta în 59 piciorușe scurte, fără să înmulțim, fără să scădem. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. 59 piciorușe scurte. Între timp am ajuns la rândul numărul 20. Acum vom face 16 piciorușe scurte. Le vom lucra singure, așa cum ați văzut până acum. Am deja 3. Noi ne vom întâlni când vom lucra
aceste 16 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 scăderi consecutive, pentru că în felul acesta vom face obrajii. Deci 4 scăderi consecutive. Și avem una. Două. Trei. Și cea de-a patra scădere. După care vom continua cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cel de-al 7-lea. După care vom face din nou 4 scăderi. 4. Deci ceea ce am înmulțit în urmă cu 2 rânduri, acum vom scădea. 1, 2-a scădere, 3-a scădere, 4-a scădere, iar restul piciorușelor le vom lucra așa cum se găsesc, iar la sfârșitul acestui rând vom avea pentru că vom lucra 16 piciorușe scurte din nou, deci am deja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, iar acum la sfârșit vom face 2 scăderi, la sfârșitul rândului, 2 scăderi consecutive și astfel vom obține 49 de piciorușe scurte. Și avem prima scădere și cea de-a doua și am obținut cele 49 de piciorușe scurte. Acum vom schimba firul despărțitor și vom începe rândul 21 cu 10 piciorușe scurte. Deci vom lucra 10 piciorușe scurte. Am început primul, ne întâlnim după ce lucrăm aceste 10. Am lucrat cele 10 piciorușe scurte. Acum voi face 2 înmulțiri. Una. Cea de-a doua înmulțire. Vom continua cu un număr de 25 de piciorușe scurte. Eu am lucrat 1, 2 și vom continua până la 25. Am lucrat cele 25 de piciorușe scurte, voi continua cu 2 înmulțiri. Prima, în următorul picioruș voi face cea de-a doua înmulțire. Vom continua piciorușe scurte până la capătul rândului. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, exact 10. Am ajuns exact. Suntem pe strada cea bună. Acum, deci, am obținut un total de 53 de piciorușe scurte. Vom continua cu 10 piciorușe scurte, rândul 22. Deci vom face 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum vom face două scăderi, deci ceea ce am înmulțit rândul trecut vom scădea. V-am spus că vom face ca o sculptură cu croșetul. 1, cea de-a doua scădere. Vom continua din nou cu 25 de piciorușe scurte. Acestea le vom lucra singuri, deci două deja am făcut. Voi continua până la 25. Am terminat de lucrat cele 25 de piciorușe scurte. Voi continua cu două scăderi. Prima. Cea de-a doua. Apoi vom lucra cele 10 piciorușe scurte care ne-au rămas, iar la capătul acestui rând am obținut din nou un număr de 49 de piciorușe scurte. Deci lucrăm singuri până la capătul acestui rând. Am ajuns la rândul 23. Pentru început vom lucra o scădere. O scădere. Apoi vom continua cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. Acum vom face o nouă scădere. După această scădere, vom continua cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nouă scădere. Continuăm cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O scădere. Din nou 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urmează o nouă scădere. Și alte 8 piciorușe scurte până la capătul acestui rând.
două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, am ajuns în punctul exact. Astfel am obținut un număr de 44 piciorușe scurte. Continuăm cu rândul 26. Pentru rândul 26 vom începe cu 16 piciorușe scurte. Deci 16 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim după ce vom lucra aceste 16. Eu am lucrat deja 3, 4, voi continua, vom continua singure. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte. În următorul picioruș scurt vom face o mulțire de 5 piciorușe duble. Deci iau firul odată pe croșet, intru în următor, în picioruș și fac 1, un picioruș dublu, al doilea, 2, al treilea, cel de-al patrulea și cel de-al cincilea picioruș dublu. Acestea vor forma urechile renului. Iar acum, din piciorușul următor, vom continua cu un număr de 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci noi nu vom face urechile separat și le vom atașa. Vor veni exact din lucru. După ce am lucrat aceste 10 piciorușe scurte, în următorul picioruș din nou vom face această mulțire de 5 piciorușe duble, în corespondența aceluiași picioruș dublu, picioruș, scuzați. Și am una, cea de-a doua, 2, 3, 4, și cel de-al cincilea picioruș dublu. Deci, în corespondența aceluiași ochi, aceluiași picioruș din rândul anterior, am lucrat 5 piciorușe duble. Și acum voi continua cu celelalte 16 piciorușe scurte care mi-au rămas până la sfârșitul acestui rând. Iar noi, la sfârșitul rândului, vom avea un total de 52 de piciorușe scurte. Deci vom continua singure până la capătul acestui rând, după care ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea. Da. Așa. Vom continua cu rândul numărul 25. Pentru început vom face un număr de 15 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și vom continua singure, 6, deci 15 vor fi. Dacă vă amintiți, rândul anterior am început cu 16 piciorușe scurte, apoi am făcut cele 5 înmulțiri în același picioruș scurt, în piciorușul 17. Acum am făcut 15 piciorușe scurte. Voi intra în cel de-al 16-lea și voi uni cu piciorușul scurt care urmează după cele 5 înmulțiri pe care le-am lucrat. În felul acesta vom da formă urechii. Vedeți?
faceți un picioruș scurt, voi continua, deci am un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar aici, cel de-al nouălea, vom uni din nou prin spate cu primul picioruș scurt de după înmulțiri. Vom face un picioruș scurt. Vom continua rândul cu piciorușe scurte. Și uitați-vă cum se prezintă. Acestea sunt urechile renului. Vom continua cu piciorușele scurte până la capătul acestui rând. Iar la sfârșitul rândului vom avea un total de 40 de piciorușe scurte. Deci vom lucra până la sfârșitul acestui rând, doar piciorușe scurte, fără să înmulțim. Trebuie să fie un număr de 15, felul acesta. Am făcut partea cea mai delicată, să spunem așa. De acum ceea ce urmează este mult mai ușor. Nu va mai fi nevoie să numărăm foarte mult. Așa. Acum am terminat rândul, după cum ați văzut, am pus firul despărțitor. Vom face rândul 26, care va consta în piciorușe scurte de jur împrejur. Va trebui să fie în număr de 40 aceste piciorușe scurte. Și vom lucra singure. Am lucrat cele 40 de piciorușe scurte. Voi continua rândul 27, lucrând pentru început o scădere, după care vom continua cu 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o nouă scădere și vom continua în acest fel, lucrând o scădere, 6 piciorușe scurte, o scădere, 6 piciorușe scurte, per un total de 5 ori. Și la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 35 de piciorușe scurte. Deci noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Deci am făcut scăderea, continuăm cu 6 piciorușe scurte, scădere și așa.
După ce am obținut cele 20 de piciorușe scurte, am umplut capul renului cu melană, iar acum vom continua lucrând două piciorușe scurte urmate de o scădere, două piciorușe scurte, apoi vom face o scădere, vom continua astfel pe întreg parcursul rândului și la capătul rândului vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Deci două piciorușe scurte, o scădere, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând și această scădere. Ne întâlnim la capătul rândului cu cele 15 piciorușe scurte. Am încheiat și acest rând. Am obținut cele 15 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului. Un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt. Ne apropiem de sfârșitul acestei părți de tutorial. Voi continua apoi cu alte două părți, cu siguranță, și veți vedea că vom avea un ren într-o mărime destul de considerabilă, un frumos ren, care sper să vă placă foarte mult. Acum voi face ultimul picioruș scurt și ultima scădere din acest rând. Voi schimba firul și voi face scădere după scădere pentru a încheia lucrarea. Trebuie să facem 5 scăderi. Dacă am lucrat corect, avem 2, 3, 4 și cea de-a 5-a. Vedeți că am ieșit exact la începutul rândului. Acum dăm firul despărțitor deoparte, vom scurta firul, vom închide lucrare, iar capătul de fir îl vom ascunde undeva dedesubt. După care, bineînțeles, va fi nevoie un pic să aranjăm, pentru că am strâns în mână căpușorul și, bineînțeles, că melana și-a deplasat un pic locul. Acum voi închide coacul.